dezvoltarea căilor de comunicații și a transportului de călători și mărfuri în Transilvania secolului al XIX-lea a condus la creșterea masivă a cererii de material rulant. Astfel a devenit necesară înființarea unor ateliere de întreținere și reparații pentru locomotivele și vagoanele aflate în exploatare. Atelierul de cale ferată din Cluj a luat ființă vis-a-vis de gară, peste linii, odată cu inaugurarea liniei Cluj-Oradea, în septembrie 1870, fiind destinat inițial doar reparării vagoanelor de cale ferată. La început, atelierul avea în dotare abia câteva mașini unelte și bancuri de lăcătușerie. Un număr mic de muncitori se ocupau de întreținerea și intervențiile necesare menținerii în exploatare a materialului rulant, majoritatea lucrărilor efectuându-se manual. Astăzi, reușitele companiei au consolidat poziția de lider pe piața românească prin furnizarea unei game largi de produse și servicii. Toate acestea au fost posibile datorită investițiilor majore, a programelor eficiente de restructurare a societății, a modernizării capacităților de producție, a reorganizării proceselor tehnologice de reparație și adaptării acestora pentru modernizarea diferitelor tipuri de vehicule. În prezent, societatea funcționează pe aproximativ 12 hectare de spațiu de producție, care găzduiesc utilaje ușor adaptabile în vederea organizării de noi procese tehnologice pentru repararea și modernizarea vehiculelor feroviare de orice tip, precum și pentru construcția unora noi. Activitatea neîntreruptă de 150 de ani a societății, cu toate dificultățile uriașe pe care le-a avut de înfruntat de-a lungul istoriei, se datorează în primul rând celor care și-au desfășurat aici activitatea profesională. Generații întregi de specialiști și-au pus amprenta în dezvoltarea societății și continuă să pună umărul la dezideratul evoluției continue pe care și l-au asumat.